comandant de poliție, domnul Bodeanu, șeful secției administrației publice și finanțe, doamna Bologa, primarul satului și părintele Pan. Acum să îi întâmpinăm cu aplauze pe micuții care au venit cu atâta bucurie în suflet și astăzi vor păși pentru prima dată pragul școlii. Hai să-i întâmpinăm, să-i întâmpinăm! Îi aleasă să ridice slavă în cer, să ne spui în hram și acasă veșnicile adevăr. Mulți stimați profesori, oaspeți, dragi elevi și părinți, preotul și poetul Alexi Matieevici, pământeanul nostru, inspirat de Dumnezeu, a scris aceste rânduri, gândindu-se mereu că biserica, familia și școala sunt acei trei piloni pe care se ține întreaga societate. Aceste trei instituții se străduiesc să însufle și să sădească în sufletele micuților școlari, credință, speranță, dragoste, evlavie, bunătate, sfințenie și știință. Astăzi, la 1 septembrie, ne-am adunat cu toții să cerem ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a începe un nou an școlar cu pace, cu înțelegere, cu bucurie, cu puteri noi, pentru a educa tânăra generație în stilul omeniei, a sfințeniei și a credinței. Rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă dăruiască sănătate de plină și succese deosebite. Vă fericit pe toți cu începutul anului școlar și doresc început bun și sfârșit și mai bun. Și în final, doresc ca cu toții să ne deschidem larg inima și sufletul către Dumnezeu și să medităm la o rugăciune. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și salvează, bunule, sufletele noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu.
se oferă directorului școlii, domnului Tofan. Stimați elevi, pedagogi, părinți, oaspeți, dar într-adevăr astăzi este o mare sărbătoare. Ați așteptat o vară întreagă, în care ați fost într-o vacanță, plină de jocuri, de diverse, de aventuri. Alții se străduiau mai să vină cât mai repede la școală, să vină mai și repede între septembrie. Alții se roagă ca să fie vacanță mai mare. Fie și la unii și la alții nu poți să întreb apoi, totul în septembrie a venit. Este o sărbătoare mare, atât pentru voi ca promovat de acum o clasă, ați făcut un pas înainte, un pas, ați mai întors o pagină a vieții voastre, dar este o sărbătoare foarte mare pentru micuții ce vin în clasa 1. Este o sărbătoare, o zi așteptată mult. Sunt alții, poate că și noaptea asta n-au dormit-o, așteptau să se scoale mai dimineață să vină. Cereau de la mămica buchet cu flori să vină mai repede la școală și totuși dimineața a venit. Pentru elevii claselor de promovate, veți întâmpina greutăți multe, este un an nou, veți începe alte obiecte noi de studiu, nu trebuie să faceți un pas înapoi, trebuie să înfruntați toate greutățile. Vă aduc calde felicitări din partea direcției școlii, atât colectivul de elevi, colectivul de profesori, cu această mare sărbătoare. Vă aduc felicitări cu sărbătorile naționale care deja au trecut, Ziua Independenței, Ziua Libii. Și acum dimineața, înainte de orele 8, am primit un telefon și vă aduc felicitări de la colega colectivul nostru, doamna Vișnevski, care vă felicită călduros pe toți cu această mare sărbătoare. La fel am felicitat și eu de partea dumneavoastră. Deci, cu această mare sărbătoare, pedagogilor le doresc o multă sănătate, răbdare, chiar dacă viața ne va pune ca să mai scârțâim o leac, trebuie să înfruntăm toate greutățile. Elevilor le doresc succes și să termine anul de studii tot cu așa bucurie, cum și bucuroși să fiți pe parcursul anului cum sunteți astăzi. Adesu, să avem o conlucrare între școală și familie. Încă o dată vă aduc calde felicitări la toți, vă doresc la toți un cer senin, un an plin de bucurii, un an plin de succese și un început bun de an și sfârșit să fie și mai bun. Класса 5. Și-a dat un spic cu voa de coapte.
la de gând bani de zi, căutându-și musețea șoapă. De toată vie și zăvor și aurit de pom afară, această zi e pentru noi ca prima zi de primăvară. Prin foarte zile de an, milioane de energie, voi și călătașul cea de toată cunoștință, a înțelepciunii care ne va lumina drumul în viață. Людмила Георгиевна, да вы не поспешили. А нож треса до меня вас пришла. А с ней лаз. Ну не лаз, а цума града школы. Да в ком? Astăzi, într-adevăr, este o sărbătoare neobișnuită și spun așa, că este prima sărbătoare, primul an de învățământ în nou mileniu. Ne aflăm la sfârșitul săptămânii sărbătoare, săptămâna cu sărbători, ziua Independenței. Nu te-ai
Am avut ocazia ca să-și treacă această vară, timp de o săptămână în codrii orfieni, în satul Vanici. Printre acești elevi, chiar majoritatea acestui grup a dat o vadă de instituție, de agerime, de cunoștințe, de tărie de caracter. Și astăzi este totuși o lecție de ecologie și foarte bine au dat o vadă că e important ca să păstreze natura și să admire natura. Vreau să-i mulțumesc din partea colectivului de ele care au fost ca scaune în Orfei, primării care mi-a dat ajutor în privința transportului, direcției școlii și domnului Dozirașcu care mi-a acordat patrasele care mi-au fost foarte necesare. Și acum vreau ca să le mânez acestor elevi câte un certificat care au participat la prima jamborie națională a scauților din Moldova. Organizația Națională a Scauților din Moldova, certificat prin președinte, se confirmă faptul că Verica Marina a participat la Jamborea Națională a Scauților din Moldova, organizată în perioada 2018, ca Marian Alexandru. Într-adevăr a venit și cu forma scaunților. Greco Alexandru. Vă mulțumesc foarte frumos! Câte doi, câte trei, și mai mulți, luați-i pe toți! Toți-i luați! Thank you.
cuvintioși, uite asta și stăruitori. Și vă mulțumesc foarte frumos, vă mulțumesc până la lacrimi. Sincer, am avut niște copii foarte buni. La ce bunii de zeta, Gheorghe. Mai revenim la dumneavoastră. Aici, mi-a spus dirijintele de la clasa aceea că a strâns bani și a zis un băiat să-mi aducă el la cată și pe urmă îi dai eu bani. Că altfel el las să pierdă și scaune și pierdă ce a să ducă. Încă ei încă mai, cât de cât, o mai reparat cabinetul ăsta. Era atât distrus. Tot absolut. Dar... Eu am fost clasa nouă. Era clasa de-a nouă, Doamne ferește, și era aici. Parcă era... Doamne ferește, și era. Directorul m-a întrebat, zice, vreți să o luat? Eu zic, dacă o reparați, nu eu, dacă nu, nu eu. Că el a luat pe cea de la mine, care a fost clasa mea, și că... Jenny, Jenny, Mila Gheorghevna, bună ziua! Bună ziua! Vi primiți? Dar cum să nu vă primesc? Vă primesc toți, toți! Puișori noi aveți, așa? Puișori noi aveți! Pe moza îi cunosc, că e moza cu păreți. Așa că părinții au fost bunișori, cred că și ies fiind bunișori. Sau nu? Așa e. Principalul, l-am văzut fiecare după posibilitate. Dar la suflet trebuie să fie toți buni. Așa? Da. Nu se obișnuiască unul pe altul, chiar și așa care față mai sunt ușor. Nu trebuie să-l obișnuim, chiar mai are capacități. Dar poate să fie un prieten foarte bun. Poate mai bun și decât așa care față și ei. În pădurea, cum ați spus. Da, eu am vrut să vă spun aceea. Sfeta. Manualele știți că sunt plată, ca să știți deodată. E a doilea an de folosință și le pot să mai iei. Așa am înțeles la clasa aici, ce-a spus toate. Toate manualele a doilea an de folosință, dar s-a spus pe bine și 34 de lei. 33 de lei și 60 de copii. Așa că, da, în anul, aceste manuale au fost 44 de lei. Fost noi. Da, au fost noi. Dar noi aveam o... ei le folosesc a doilea și o lecuță să le mai iei. Dar mi-a spus că se păstrează foarte bine, că dacă nu le păstrează, îi amendează, așa că manualele sunt. Dar poate de trebuie să fie și noi, pentru că nu l-au pus toți elevii din clasa a șasea, care s-au făcut, nu au luat 100% din manuale. Eu știu că vor avea toți la scoată. Lasă că să se fie alea, că mai greu. Dar suplimentarea să mai facă o oră, pentru că mi-a dat de cer. Și n-ați mai eu altă clasă, să lucrez cu dăși mai mult. Așa e mai mare. Așa că și ați mântat la educația civică, un obiect nou pentru voi. Așa că ați ne întâlnit de 3 ori pe săptămână și plus ora educativă și acum cu o oră să mai faci la adăugătoare, să învățăm mai bine, să știți voi mai bine limba rusă. Întâlnesc-o. Dar cum să vă spun? Așa, cu rușii știi cum ar trebui. Cu rușii pune mâncat, da. Dar și să faci. Fiecare de știi trage la curta lui. Pune și pe masă lui să vă mai mult. Așa că, dacă ați ascultați, și eu o să fiu bună, dar n-ați ascultați, ați fiu și eu rău. Voi ați fiți așa și eu, așa că depinde de voi. Fiți așa cum ați fost cu SVT, eu, da. Eu m-am întâlnit anul nou mult cu... Am început de lucru cu Grigore Vasilice. Știți toți, așa? Da. Eu am vrut tare să fie dirijită. Da. Da. Iisul acolo, îndrădă și zice, nu, nu, de ce arunci? Și ei vreau să zic, nu. Măi, tot din părutul e rău, cred. Ați fi eu acasă, dar am luat-o toată, ferește. Eu da, o școrbață, eu zic, eu n-am luat-o. Dar voi, dacă v-ați certat, dar tot să nu vrem mie. Știgăm o lucru, dar așa. Eu nu am venit așa, că ei s-a lintat, că ei s-a ridicat. Să dăm așa, dar ce-i miși? Păi și-i miși toți ei. Da, mă, de-am gata, sunteți clasa 5, asta e clasa, ce clasială. Sunteți mai mari, de-am gata, de-am cu dădăcetul nasferii. De-am mai serios cu voi, de-am voie să pășim pragul la cei mici. Sabe și ce viințele să fie mai mari, mai mult ați trebuie să citiți, să aveți obiecte nouă și mai mult de citit, dar care nu-i merge să citească, să fie foarte greu. Corect. Nu-i mai să citească. Nu cred, da? Ei, așa-ți dă el.
rusă, cu mine educație civică, cu mine a treia matematică, să vă înveți Roman Ivanovici. Al știți pe Roman Ivanovici? Da, da. Și istoria, Ivan Gheorghevici. Patru lecții. Ați țineți minte? Da. Încă o dată, înseamnă că voi nu nimic dacă să uitați. Dar să uite vis la Tantileana, așa să spun. Nu nimic dacă să uitați. Voi nu trebuie să aveți tu și că-i țele mă. Din matematică și din limba. Matematică și istoria. Ne-am înțeles? Așa că nu nimic strani, chiar dacă și-o să uitați. Trebuie să aveți că-i țele cu voi, fiindcă spuneți că-i țele de lucrări de control. Numai decât la matematică, la limba rusă de dată. Nu spunem cu voi, nu știți nimic. La istorie, acolo ceva, eu știu. Și, însemnați-vă, univați, nu uitați să aduceți bani.